regula de bază înainte ca să privești acest episod, asta e să fii cu un pahar de vin în mână. Corecții de gust un vin. Ну, начнем с того, что нужно купить хорошее вино. Бальпуторный багар, așa normal, te uiți la soare, dacă cum bate. Trebuie să lași un pic sticla după ce deschizi, vinul să se răsufle. Învârt în pahar pentru a intra în contact cu oxigenul. Smiroase. Și să bea cu gături foarte încet, încet, încet. Cerci să vizualizezi ce mirose, dar puțin să râzi atent așa. Îl oxigenezi și îl gusti. Во-первых, хорошая компания, а налить в красивый бокал, да, понюхать его, выпить, все, и насладиться им. Cum degustăm un vin? Deci sunt câteva etape, patru de fapt. Prima etapă este să verificăm culoarea vinului. Culoarea tot nouă ne spune despre vin, ne spune dacă el e tânăr, ne spune dacă el nu e chiar tânăr. După care verificăm aromele. Aromele se verifică la fel în câteva etape. Deci prima este când abia se toarnă vinul în pahar, încă nu este aerisit, îl mirosim. După care îl rotim, deci la etapa dată, la prima etapă, sau cum se mai numește, primul nas, pot fi identificate unele substanțe, unele mirosuri chiar neplăcute. Deci asta poate fi un puțin alcool, poate fi mirosul de reducție, dar ele trebuie să dispară la etapa când noi deja am rotit vinul în pahar, deci la al doilea nas. Deci după ce noi am mirosit vinul, o parte din aceste mirosuri dispar și rămân doar aromele frumoase. După ce am trecut de arome, mergem la gustul vinului, plimbăm vinul pentru toată cavitatea noastră bucală ca să activăm fiecare receptor gustativ, deasupra la gingii, mai jos, pe limbă, prin toate părțile limbii, așa că simțim gustul adevărat. Și post-gustul. Și notă ce rămâne după, pe când, cât rămâne după, deci timpul acestui post-gust. Deci sunt unele vinuri că putem să luăm un pahar plin și el ca apă, nu se mai simte gustul deloc în gură. Sunt altele când poți să iei o mică gură de vin și simte post-gustul 10, 20, 30 de secunde. Deci trebuie să fie așa unul mai îndelungat ca să putem să avrăm acest vin. Cu ce alimente s-ar potrivi un vin roșu? Carne. Carne, neapărat. Așa și legume la grătar. Cu vin roșu? Diferit sunt, nu știu, poți să mănânci cu orice. Des, dar una, două scot la masă, nu? Carnea, plăcintele de casă, moldovinești. Vin roșu, cred că, în primul rând, cu carne. Vin roșu mai mult se potrivește cu carne. Vina este mâncarea mai grăsuță. Dar la mine se răsăcea cu o bucată de carne, cred. Uh-huh. Albul mi se răsăcea, nu știu, cu un strugure. Că cu cașcavalul merge mai mult vinurile albi aici. Dar un vin alb. E și de altfel. Așa. Mai mult să scot mă la nunți, la este mai rar. Cu ceva ales, nu cu chipet pe dreapta, cu borș. Cu... În combinație cu citrus, deci se servește cu fructe. Cu un rozet, tot cu ceva alimentație, cred că mai ușoară. Ceva zacuscă cu nu știu. Și un rozet. Cu o fată frumoasă? Vinurile roșii. Vinurile roșii, iar, ele sunt foarte diferite. Deci dacă să vorbim de unul foarte ușor, cum ar fi un Pinot Noir foarte ușor, iată aici putem să-i dăm acel ton sau acel somon la grătar. Dacă e un vin mai puternic, atunci îi dăm iarăși niște bucate mai puternice. Cu cât mai picantă este carnea, cu atât și vinul trebuie să fie mai puternic. Vinul alb, da, se servește mai mult cu pește, dar oricum trebuie să ținem cont ce fel de pește și cum este gătit. Putem să-l servim și cu găină, cu carne de iepuri, deci carne albă mai mult, salate diferite. Dacă este dulce sau demisec sau heresurile dulci, putem să-i dăm și un desert, chiar un cheesecake, fructe, dar cu fructe tot este destul de dificil să alegi fructele care trebuie, pentru că foarte mult depinde și de aciditatea care este în fructe, deci cu cât mai acid este fructul, cu atât mai acid trebuie să fie și vinul. Rozeurile sunt un pic mai universale, cu ele mai ușor, adică dacă nu știi ce servești o bucată anume, dă-i un rozet. În mare parte se nimerești cu el, deci acolo se începe de la fructele de mare până la fructele simple, salate, chiar și carne și deserturi, mai ales o plăcinte cu miere, un strudel ar merge perfect. Noi ca o țară viniculă trebuie să cunoaștem cum trebuie corect să consumăm vinul, pentru că avem foarte multe vinuri bune, avem peste 100 și ceva de companii vinicole la noi în țară. Uitați ce alegeri noi avem aici, la Vinoteca Wine Media, apropo, din centrul capitalei. Vinul adevărat se găsește în sângele moldovanului.
ficatul se restabilește foarte repede. De vin, vin spumant, whisky, tequila, ce vrei să te întreb? Abonați-vă la Abraziv. Urmăriți Abraziv.